În această zi specială, în comuna Prunișor, a avut loc un eveniment extrem de important, atât la nivel local, cât și național. Sublocotenentul Ion Lucian Lăuștean a fost declarat post-mortem cetățean de onoare, fiind un adevărat erou. Eroii nu mor niciodată. Este și cazul sublocotenentului Ion Lucian Lăuștean, care la 7 septembrie 2011, în provincia Zabul din Afganistan, în urma unui atac cu un dispozitiv exploziv improvizat, în timp ce executa o misiune de cercetare terestră a unui obiectiv. În ciuda eforturilor cadrelor medicale de a-l salva, acesta a pierdut lupta cu viața în dimineața zilei de 9 mai 2012. Pentru faptele sale de eroism a fost decorat cu Ordinul Național, Steaua României, în grad de cavaler cu un semn de război pentru militari. Așa cum a spus domnul primar, că eroii nu mor niciodată. De când poporul român se află pe aceste meleaguri, a fost un popor pașnic și a apărat patria, glia, și a apărat ținutul, nu a vrut să cotropească alte popoare sau alte ținuturi, dar atunci când a fost nevoie să-și apere patria, să-și apere glia, să-și apere țara, au lăsat totul și au pus mâna pe arme și au mers să-și apere ce le-a lăsat bunul Dumnezeu, pământul acesta pe care toți îl iubim. Și acest soldat al nostru, erou post-mortem, sublocotenent Ion Lucian, a mers și el în alte ținuturi în Afganistan ca să aducă pacea, să mențină pacea pe pământ, să aducă bunăstarea între oameni, să aducă buna înțelegere, ca oamenii să se înțeleagă între ei și să se iubească. Așa cum a spus Mântuitorul Hristos, iubiți-vă unii pe alții. Astăzi, cu ocazia Zilei Eroilor, primarul Emilian Vâlcu, alături de reprezentanți ai autorităților locale și județene, familie și cadre militare, au decernat titlul de cetățean de onoare post-mortem al comunei Prunișor sub locotenentul Ion Lucian Lăuștean. Astăzi, 9 mai 2022, la nivelul comunei Prunișor, am avut onoarea să acordăm titlul de cetățean de onoare sublocotenentului post-mortem Lăuștean Ion Lucian, care a avut o contribuție importantă la dezvoltarea și creșterea prestigiului comunei Prunișor, comuna în care acesta a trăit, deoarece, așa cum spunea Molière, toți oamenii se aseamă prin cuvinte, numai faptele îi deosebesc. Iar faptele acestui erou trebuie recunoscute. La această ceremonie a participat și comandantul Batalionul 32, Cercetare și Supraveghere Mircea, din care a făcut parte și sublocotenentul Ion Lucian Lăuștean. Astăzi am avut onoarea să particip la o activitate de recunoaștere a meritelor sublocotenentului post-mortem Ion Lucian Lăuștean, care a fost trecut în rândul cetățenilor de onoare a localității. Vedem cu ochii noștri istoria, vedem cu ochii noștri familii îndurerate, familii care au răbdat ca noi astăzi să fim liberi și să putem să stăm drepți în fața istoriei. Festivitatea s-a încheiat cu depunere de coroane la mormântul eroului. Militarul a fost înmormântat la data de 11.05.2012 în comuna Prunișor. Peste 1.000 de persoane, soldați, oficialități și prieteni au fost alături de mama și sora lui Ion, Lucian Lăuștean, în drumul spre cimitir. Slujba de înmormântare a fost oficiată de preasfințitul Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, împreună cu alții 20 de preoți, ministrul apărării Corneliu Dobrițoiu. L-a avansat la gradul de sublocotenent post-mortem pe plutonierul Ion
Ion Lucian Leuștean. Prin grija familiei, bisericii și a reprezentanților administrației locale, mormântul este în permanență îngrijit. În anul 2013, familia a ridicat un monument în cinstea eroului militar la intrarea principală în cimitir.